O serie de activități sportive vor fi organizate în municipiile Deva și Hunedoara în zilele următoare, cu prilejul Săptămânii Europene a Sportului, care se desfășoară în perioada 23-30 septembrie și care este menită să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europa, sub motoul Be Active. Meciuri de fotbal, handbal, basket, demonstrații de airsoft, flash mob, tenis de masă, dar și o paradă a bicicliștilor sunt doar câteva dintre activitățile sportive organizate în cele două municipii. În municipiul Hunedoara, Săptămâna Europeană a Sportului cuprinde, printre altele, și un meci demonstrativ între Corvinul Hunedoara și selecționata elevilor hunedoreni la școala gimnazială numărul 1, în data de 26 septembrie, începând cu ora 17.